Sinuzita afectează sănătatea a milioane de oameni și apare cel mai frecvent iarna. Colegii mei de la revista Felice au căutat și au găsit leacuri naturiste care ne fac să ne simțim mult mai bine. Bun găsit! Sigur, aveți o formă de sinuzită, mai ușoară, mai gravă, dar atunci când apare, durerea vă disperă. Iată cum o tratați natural. Sinuzita este o inflamație ce afectează una sau mai multe din cele patru perechi de cavități ale oaselor craniene, numite sinusuri. Este de obicei cauzată de infecție și prezintă simptome precum cefalee, aceasta apare după un orar fix, de obicei înainte de masă, scurgere nazală purulentă pe o singură nară, senzație de apăsare în oasele feței, congestia capului, febră. Vă poate ajuta în tratarea sinuzitei ceaiul mixt. Este un ceai preparat din 30 de grame de cimbru și câte 20 de grame de ienupăr, muguri de pin, coada șoricelului, tătăneasă, mușețel și salvie. Și băile de abur sunt bune. Prin umidificarea căilor nazale, se favorizează subțierea secrețiilor nazale, ceea ce permite degajarea sinusurilor și reducerea presiunii. Soluțiile saline sunt foarte utile pentru degajarea sinusurilor, se găsesc în farmacii sau pot fi preparate la domiciliu prin dizolvarea unui sfert de linguriță de sare în 250 de ml de apă. Cum poți preveni sinuzita? Măsurile de prevenire încep cu reducerea riscurilor de a contracta o infecție a căilor respiratorii superioare sau de a suferi de sinuzită cronică, guturai, alergii, infecții acute ale căilor respiratorii superioare, întărirea sistemului imunitar printr-un mod de viață echilibrat, renunțarea la fumat și evitarea utilizării decongestionantelor sub formă de spray-uri nazale mai mult de 3 zile.